Program de reconstrucție a României, Laurențiu Primo. Principiile fundamentale care vor sta la baza reconstrucției României sunt următoarele. În plan social, punctul 1. Reforma totală a statului român, trecerea României la un sistem real democratic, meritocrația. Pilonii de bază ai societății meritocrate sunt profesionalism, moralitate, patriotism. Punctul 2. O nouă Constituție. Constituția meritocrată. Adoptată prin referendum, România va deveni astfel o democrație participativă. Punctul 3. Eliminarea totală și definitivă din conducerea societății, a partidelor politice, a politicii și politicienilor. Punctul 4. Șmecheria nu va mai reprezenta o calitate definitorie a omului de succes. Punctul 5. Conducerea societății pe bază de management profesionist, după principiul omul potrivit la locul potrivit. Punctul 6. Alegerea conducătorilor țării și ai tuturor instituțiilor de stat pe bază de valoare dovedită prin teste, examene, concurs, moralitate. Punctul 7. Reducerea la minim a birocrației. Punctul 8. Eliminarea pensiilor speciale, eliminarea diferențelor la vârsta de pensionare, pensia maximă va fi de maxim 10 ori pensia minimă. Punctul 9. Sistemul bugetar va fi reformat și administrația publică va avea un număr de maxim 400.000 de angajați. Salariul maxim în sistemul bugetar va fi de maxim 10 salarii minime. Salariul maxim va fi al președintelui. Punctul 10. Desființarea tuturor agențiilor. Ministerele de resort vor prelua toate atribuțiile agențiilor. Desființarea CNA și CNCD. Restituirea amenzilor din buzunarele celor ce au votat amenzile. Punctul 12. Desființarea oricărei cenzuri. Libertatea de exprimare și opinie va fi reală. Punctul 13. Interzicerea totală a paradelor LGBT, a promovării LGBT, a transexualității. Punctul 14. Educație sexuală doar după vârsta de 10 ani. Punctul 15. Interzicerea operațiilor de schimbare de sex, a căsătoriilor homosexuale și nerecunoașterea schimbării genului. Punctul 16. Reducerea ponderii sporurilor în sistemul bugetar la maxim 20% din salariu și reducerea sporurilor la cele existente înainte de 1990. Punctul 17. Interzicerea fundațiilor Soros în România. Punctul 18. Oprirea afluxului de emigranți în România. Punctul 19. Stimularea creșterii natalității prin scutirea de orice impozit a mamelor cu 4 sau mai mult de 4 copii în viață. Capitolul 2. Justiția. Punctul 20. Reforma totală a sistemului juridic, legi puține și simple, care să nu mai necesite armate de avocați și interpretări ale legii. Legea talionului va fi principiul de bază de la temelia noului sistem juridic. Punctul 21. Un nou cod penal cu pedepse deosebit de aspre, astfel încât răufăcătorii să fie descurajați, iar omul bun să fie protejat. Punctul 22. Folosirea referendumului pentru decizii importante, legi fundamentale pentru țară. Punctul 23. Destructurarea și eliminarea din societate a tuturor clanurilor interlope și a rețelelor de traficanți de droguri. Punctul 24. Pedeapsa cu pușcăria pe viață pentru corupția în justiție. Punctul 25. Pedeapsa cu pușcărie de la 20 de ani în sus pentru trafic de droguri și de la 5 la 10 ani pentru consum de droguri. Punctul 26. Pedepse extreme pentru fapte deosebit de grave, cum ar fi trădarea de țară, crime sadice, criminali în serie. Punctul 27. Eliminarea corupției, a hoției, a nedreptății și a drogurilor din societate. Punctul 28. Autofinanțarea pușcăriilor. Toți pușcăriașii vor trebui să-și câștige existența prin muncă. Punctul 29. În fața legii, oamenii vor fi cu adevărat egali
indiferent de funcție, sex, religie, culoare sau avere. Punctul 30. Fără prescrierea faptelor, fără pedepse cu suspendare, pedepse mult mai aspre pentru toate tipurile de infracțiuni și dobândă la pedeapsă pentru procese mai lungi de 5 ani sau sustragere de la executarea pedepsei. Punctul 31. Amenzi uriașe și suspendarea carnetului pe termen lung pentru conducerea sub influența alcoolului, a drogurilor și viteza excesivă. Punctul 32. Tribunale cu jurați pentru cauze penale grave. Punctul 33. Desființarea mafiei din poliție, justiție, sănătate, păduri, piețe, etc. Punctul 34. SRI trebuie să își justifice sumele alocate prin combaterea corupției, a trădării de țară și a traficului de droguri. SRI trebuie să aducă bani la buget, nu să fie o povară nejustificată și doar un instrument de șantaj, trafic de influență și control. Punctul 35. Judecarea în regim de urgență a tuturor retrocedărilor, întoarcerea lor în proprietatea statului în caz de fraudă și pedepsirea exemplară a infractorilor. Punctul 36. Confiscarea tuturor averilor nejustificate. Punctul 37. Judecarea în regim de urgență a tuturor contractelor de privatizare, confiscări și pedepse grele pentru trișori. Punctul 38. Anchetarea tuturor vânzărilor de terenuri și clădiri din patrimoniu public și întoarcerea în patrimoniu public a acestora pe cheltuiala profitorilor. Capitolul 3. Educația. Punctul 39. Revenirea la sistemul de învățământ din 1989. Punctul 40. Un sistem educațional bazat pe valori profund umaniste. La fundamentul noului sistem educațional vor sta meritocrația, toleranța, non-violența, protecția naturii, voința de a face bine. Punctul 41. Admiterea la facultate se va face numai prin examen, concurs. Facultățile vor fi doar de stat și promovarea examenelor se va face doar pe bază de merit, nemai fiind posibilă cumpărarea de diplome la universități gen tipografii de diplome. Punctul 42. Sistem de premiere pentru performanțele sportivilor și elevilor olimpici și investiții în terenuri de sport cu acces gratuit în toate localitățile. Punctul 43. Anularea oricăror beneficii pentru doctoranți. Punctul 44. Pedepse mari pentru plagiatori și falsificatori. Asimilarea plagiatului și a falsului cu furtul din punct de vedere legal. Capitolul 4. Economia. Punctul 45. Un sistem economic la fundamentul căruia vor sta principiul concurenței și a proprietății private, dar întărirea rolului statului în economie. Punctul 46. Statul se va implica în industria energetică, industria grea, chimică, agricultură și acolo unde mai este nevoie pentru a asigura echilibrul și independența economiei românești. Distribuția și producția de energie, apă și carburanți se va face doar prin firme majoritar de stat. Punctul 47. Interzicerea prin Constituția înstrăinării resurselor minerale și naturale. Punctul 48. Interzicerea exploatării resurselor minerale și energetice de către alte companii decât acelor majoritar de stat. Punctul 49. Legi care să descurajeze exportul de materii prime și minerale. Punctul 50. Refacerea industriei grele, chimice și energetice, cu acționariat majoritar de stat. Punctul 51. Două cote de TVA. 10% mâncare și medicamente, 20% restul. Punctul 52. Impozit unic de 2% pe cifra de afaceri pentru firme cu cifră de afaceri mai mică de 100.000 de euro. Punctul 53. Orice cetățean român are voie să fie acționar majoritar la o singură firmă. Capitolul 5. Finanțe. Punctul 54. Impozitarea cu 100% a averilor ce depășesc 1 miliard de euro, indiferent de locația averii. Punctul 55.
impozitarea forfetară suplimentară cu 1% pe cifra de afaceri a tuturor companiilor cu o cifră de afaceri mai mare de 10 milioane de euro. Punctul 56. Un sistem bancar controlat de stat prin Ministerul de Finanțe. Interzicerea creditului de consum pe o perioadă mai mare de un an. Punctul 57. Garantarea prin Constituție a dreptului de a face plăți și încasări nelimitate cu numerar. Punctul 58. Echilibrarea balanței comerciale prin stimularea producției. Impozit 0 pentru activitățile de producție. Impozit 10 până la 20% pentru activități de comerț și servicii. Punctul 59. Zero impozit pe dividende. Punctul 60. Interzicerea companiilor înființate în offshore și derularea de contracte cu firme offshore. Punctul 61. Reducerea la minim a ajutoarelor sociale doar pentru cazuri excepționale. Punctul 62. Pedepse foarte mari pentru evaziune fiscală. Punctul 63. Contabilitate simplificată pentru companii cu sub 100.000 de euro cifră de afaceri. Punctul 64. Eliminarea obligativității pensiilor private. Punctul 65. Reducerea la minimum posibil a numărului taxelor și impozitelor. Punctul 66. Interzicerea prin lege a deficitului bugetar. Punctul 67. Salariu minim net pe economie 600 de euro, pensia minimă 400 de euro. Capitolul 6. Agricultura și mediu. Punctul 68. Creșterea rolului statului în organizarea agriculturii, irigații, comerț cu cereale, construcția de silozuri și amenajări funciare. Punctul 69. Reîmpădurirea țării și controlul strict al defrișărilor. Creșterea implicării statului în protecția mediului. Punctul 70. Implicarea majoră a statului în activitatea de reciclare a deșeurilor. Punctul 71. Interzicerea vânzării de terenuri agricole și forestiere către cetățeni străini. Doar proprietate românească asupra terenurilor de orice fel și a apelor. Punctul 72. Singurul trader de export pe piața cerealelor va fi statul român prin Ministerul Agriculturii. Profiturile din exportul de cereale se vor reinvesti în irigații, silozuri și îmbunătățiri funciare. Punctul 73. Sistem de irigații naționale cu investiție UE sau națională. Punctul 74. Toate localitățile trebuie să aibă canalizare și sistem de epurare a apelor uzate. Punctul 75. Toate deșeurile vor fi reciclate. Amenzi mari pentru poluatori și cei ce nu respectă regulile de reciclare. Deschiderea de centre de reciclare de stat în toate localitățile cu mai mult de 1000 de locuitori. Punctul 76. Campanie de curățenie generală în toată țara. Curățarea orașelor, a apelor, a pădurilor de gunoaie și peturi. Eliminarea șobolanilor. Punctul 77. Reducerea numărului de urși și mistreți în limite firești. Punctul 78. Apele minerale și balneare pot fi doar proprietate de stat. Punctul 79. Valorificarea apelor minerale de către statul român. Punctul 80. Demolarea tuturor chioșcurilor și coșmeliilor de pe terenul statului. Punctul 81. Simplificarea la maxim a obținerii autorizațiilor de construcție. Punctul 82. Interzicerea mașinilor și a motocicletelor care poluează fonic. Capitolul 7. Politica externă. Punctul 83. Regim de viză cu reciprocitate cu toate țările lumii. Punctul 84. Referendum pentru ieșirea României din NATO și declararea neutralității României. Punctul 85. Buget de înarmare maxim 1% și interzicerea importului de arme. Armele doar din producția internă. Punctul 86. Aderarea la BRICS și aranjament financiar cu China pentru reeșalonarea datorilor la dobânzi mici și 50 până la 100 de miliarde de euro împrumut pentru începerea reindustrializării României. Punctul 87.
readucerea aurului în România, interzicerea depozitării aurului în alte țări și renunțarea la bondurile SUA. Punctul 88. Interzicerea prezenței, a staționării sau tranzitării de către trupe străine în România. Capitolul 8. Sănătatea. Punctul 89. Sistem de sănătate dual, privat și de stat. Medicamente uzuale în farmacii fără rețetă. Punctul 90. Stimularea producției de medicamente în România printr-o legislație de autorizare mult simplificată. Punctul 91. Eliminarea obligativității asigurărilor medicale de stat. Punctul 92. Retragerea României din Organizația Mondială a Sănătății. Punctul 93. O nouă lege a vaccinării. În România, vaccinarea e facultativă și gratuită pentru fiecare cetățean român. Pentru copii e nevoie de consens parental. Eliminarea oricăror constrângeri de vaccinare. Punctul 94. Refacerea Institutului Cantacuzino și apelarea la vaccinuri străine doar în cazuri de forță majoră. Capitolul 9. Turism și sport. Readucerea litoralului românesc la situația din 1990 prin demolarea tuturor clădirilor construite după 1990 în mijlocul stațiunilor, pe foste spații verzi și a clădirilor construite pe plaje. Punctul 96. Plajele vor fi doar în proprietatea statului. Punctul 97. Sistematizarea și organizarea stațiunilor turistice de către Ministerul de Turism. Punctul 98. Statul va stimula și premia excelența în sport. Capitolul 10. Transporturi. Punctul 99. Centuri de ocolire a localităților de pe șoselele naționale. Punctul 100. Refacerea infrastructurii feroviare și modernizarea ei pentru trenuri de mare viteză. Ținta, preluarea de către CFR a cel puțin 30% din traficul rutier și de marfă.